Visam să ajung cântăreață. Știam toate cântecele și poeziile de la grădiniță, chiar și pe cele ale colegilor mei. Veneam acasă cu mânuțele în brâu, stăteam în fața oglinzii, cocoțată pe un scaun și cântam tot ce știam. Făceam mari spectacole în cameră. Știam de pe atunci că viața mea va fi mereu pe scenă. Și îmi doream din tot sufletul să se întâmple așa. Părinții mei m-au învățat să visez și să muncesc pentru a-mi vedea visele realizate. M-au susținut și au văzut în mine dragostea, dăruirea și pasiunea mea. N-a fost ușor. În timp ce alți copii se jucau afară, eu mergeam la ore de cante, făceam repetiții, mă pregăteam pentru concursurile de muzică populară. Chiar este magic.